În dimineața acestei zile a avut loc o crimă în Râmnicu Vâlcea. Despre ce este vorba, ce caz? Fapta a fost sesizată de către una dintre rudele victimei. Echipa operativă s-a deplasat la fața locului și a stabilit că cele sesizate se confirmă. În această dimineață a avut loc cercetarea criminalistică a faptei. Principalul suspect a fost identificat la scurt timp în apropierea locuinței victimei. O victimă era de sex feminin, să înțeleg? Da, este vorba de Veronica S., în vârstă de 64 de ani. Principalul suspect fiind cine? Fostul concubin, Petre T., în vârstă de 57 de ani. A declarat din ce cauza a făcut această crimă? În momentul de față, sunt cercetări efectuate sub coordonarea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, competent să soluționeze această faptă.